Președintele Volodymyr Zelensky a cerut ca un tribunal special al Națiunilor Unite să impună Rusiei o pedeapsă dreaptă pentru invazia din Ucraina, inclusiv sancțiuni financiare și privarea Moscovei de dreptul de veto în Consiliul de Securitate. Însă pe fondul tensiunilor în creștere, Ucraina și Rusia au efectuat un schimb neașteptat de prizonieri, cel mai mare de la începutul războiului. Printre aceștia sunt și peste 100 de luptători ai batalionului Azov, considerați eroi după rezistența din buncărele combinatului siderurgic din Mariupol. Привіт, хлопці. Привіт, дорогенькі. Героям слава. Дома. Дома, блін, господі. Rusia a eliberat 215 prizonieri de război, inclusiv comandanții ai batalionului Azov, care, timp de săptămâni, au condus rezistența în orașul Mariupol, ascunși în buncărele și tunelurile uriașei oțelării Azovstal și sunt văzuți ca niște eroi în Ucraina. Au fost eliberați și 10 străini capturați în Ucraina. În schimb, Ucraina a trimis înapoi 55 de luptători ruși, dar și pe politicianul și oligarhul ucrainean pro-rus Victor Medvedchuk, acuzat de trădare. Безпосередньо нами обміняно 200 громадян України на пана Медведчука. Хочу зазначити, що Медведчук – це не просто кум Путіна, а це якісно задокументований нами державний зрадник. Його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах. Шеф адміністрації президента Зеленський а сарбаторіт сукцесу екстраординар ал негоцієрілор дупо о мунка титаніка, десфашурата ку ажуторул Турчії ші ку ун рол сурприза ал Арабії Саудіте. Prin aceste țări au fost sau urmează să fie aduși în Ucraina prizonierii eliberați. Zelensky a spus că supereroii care le-au ținut piept rușilor din reduta de la Azovstal vor rămâne în Turcia până la sfârșitul războiului. Pe de altă parte, președintele ucrainean s-a adresat adunării generale a ONU printr-un mesaj înregistrat. A cerut mai mult sprijin militar, a detaliat ceea ce a numit crimele de război comise de invadatorii ruși în Ucraina și a cerut instituirea unui tribunal special al ONU pentru a pedepsi Rusia pe scena mondială. And this is the first item of our peace formula, comprehensive item, punishment. Punishment for the crime of aggression, punishment for violation of borders and territorial integrity, punishment that must be in place until the internationally recognized border is restored, until the aggression stops. Therefore, sanctions against the aggressor are part of the peace formula. Blocking the trade and relations with the aggressor is a part of the peace formula. Additional restrictive measures against Russia will be brought forward immediately, as soon as possible, in coordination with our partners. We will continue supporting Ukraine's efforts to provision of military equipment as long as it takes. La adunarea generală a ONU, liderii lumii au continuat să condamne invazia rusă în Ucraina, dar și amenințările nucleare făcute de Vladimir Putin. They're making irresponsible nuclear threats to use nuclear weapons. A nuclear war cannot be won and must never be fought. Biden a cerut ca ONU să tragă Rusia la răspundere. Because if nations can pursue their imperial ambitions without consequences, then we put at risk everything this very institution stands for, everything. Însă, întrebat ulterior dacă se pregătește un răspuns suplimentar la cea mai recentă escaladare a lui Putin, Biden a lăsat avertismentul său să vorbească de la sine. Nope. Dar amenințările cu arme nucleare vin mai departe de la Kremlin. Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat că toate armele din arsenalul Moscovei, inclusiv armele nucleare strategice, ar putea fi folosite pentru a apăra teritoriile încorporate de Rusia de la Ucraina. Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului Securității Rusiei, a declarat că referendumurile organizate de responsabili proruși numiți de Moscova, precum și autoritățile separatiste în mari zone ale teritoriului ucrainean ocupat de ruși, vor avea loc. Votul pentru așa zisele consultări populare începe mâine. Republicile din Donbas și alte teritorii vor fi primite în Rusia. Nu există cale de întoarcere, a declarat Medvedev.